Bună ziua tuturor! În primul rând, țin să vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația a 17 organizații neguvernamentale să discutăm despre crearea unui grup de lucru cu referire la modificarea legislației electorale, codului electoral și legislației conexe, lucru pe care aceste ONG-uri l-au cerut în data de 2 februarie 2017. Reamintim că organizațiile semnatare, ceea ce chiar aș vrea să dau citire organizațiilor, este vorba de Asociația Promolex, Fundația Est Europeană, Institutul pentru Politici și Reforme Europene, Centrul de Investigații Jurnalistice, Terra 1530, Centrul pentru Jurnalism Independent, Centrul de Resurse Juridice din Republica Moldova, Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, Alianța Studenților din Moldova, Transparency International Moldova, Asociația Femeilor pentru Protecția Mediului și Dezvoltare Durabilă, Asociația Presiei Independente, Institutul de Politici Publice, Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova, Mișcarea Ecologistă din Moldova, Uniunea Organizațiilor Invalizilor din Republica Moldova, Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, precum și Centrul pentru Resurse pentru Drepturile Omului, CREDO, au înaintat un apel Parlamentului pentru constituirea unui grup de lucru care să reformeze codul electoral și legislația conexă pe următoarele subiecte problematice depistate de către misiunile naționale și internaționale de monitorizare a legilor pe parcursul ultimilor 3 scrutini din anii 2014-2016, fiind vorba despre alegerile parlamentare din 2014, fiind vorba despre alegerile locale generale din 2015 și alegerile prezidențiale din 2016. Toate aceste misiuni de monitorizare au scos în evidență diverse deficiențe ale legislației electorale, care țin de activitatea organelor electorale, finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, prestația mass media în campaniile electorale, aspecte ce țin de utilizarea resurselor administrative, coruperea alegătorilor, aspecte ce țin de implicarea culturilor religioase în campaniile electorale și aspecte ce țin de lipsa unor reacții adecvate pentru anumite încălcări ale legislației electorale. Pornind de la toate aceste deficiențe, am cerut Parlamentului și punând la bază aceste rapoarte de monitorizare, dar și hotărârea Curții Constituționale, prin care Parlamentului au fost expediate 6 adrese, cu obligarea Parlamentului să înlături aceste deficiențe despre care deja am menționat și despre care am vorbit. Și aceste deficiențe urmau a fi înlăturate de către Parlament până la data de 13 martie 2016. Prin acel apel din 2 februarie 2017, noi am cerut Parlamentului să creeze un grup de lucru cu un calendar foarte clar de activități și cu un aspect ce ține de reprezentativitate. Am încercat ca în acel grup de lucru să fie incluse partide parlamentare, să fie incluse partide extraparlamentare, reprezentanța partidelor politice extraparlamentare, reprezentanți ai organizațiilor semnatare și, în ultimul rând, experți în domeniul electoral. Despre calendar, noi am cerut că acel grup de lucru să fie constituit în februarie 2017, care să elaboreze un proiect de modificare a codului electoral și legislației conexe pe parcursul lunilor februarie-martie, așa încât pe parcursul lunii aprilie să reușim să facem discuții publice a acestui proiect de modificare a codului electoral și legislației conexe, pentru a oferi posibilitatea ca în luna iunie acest proiect de lege să fie avizat de către partenerii noștri internaționali, în speță fiind vorba de Comisia de la Veneția și ODIR, OSCE-ODIR. Și doar după asta, urmarea a tuturor discuțiilor respective, proiectul să fie votat în sesiunea de toamnă anului 2017, ca aceste modificări ale legislației electorale să fie aplicabile pentru
scrutinul din 2018. Deci asta a fost accentul principal și asta a fost solicitarea principală acestor 18 ONG-uri. Să fie înlăturate deficiențele codului electoral care sunt la momentul de față pentru a pregăti terenul pentru alegerile parlamentare din 2018. În niciun caz, semnatarii apelului, nu am încercat să vorbim despre modificarea sistemului electoral. Ori aceste lucruri trebuie privite separat, înlăturarea deficiențelor existente în legislația electorală a Republicii Moldova și modificarea sistemului electoral. În rezultat, rezultatul acestui apel, la 28 februarie 2017, semnatarii, adică noi ONG-uri, am primit o scrisoare din partea domnului președinte al Parlamentului, Andrian Candu, prin care am fost solicitat să delegăm reprezentanți într-un grup de lucru care să elaboreze modificări pentru legislația, codul electoral și legislația CUNEFSA. Doar că după această dată, la data de 1 martie deja, în cadrul unui briefing comun cu președintele Comisiei de la Veneția, domnul Andrian Candu a anunțat că se creează un grup de lucru parlamentar și printre altele a fost recurată informația că acest grup de lucru se va ocupa inclusiv de modificarea sistemului electoral. Din aceste considerente, noi am venit cu această poziție publică prin care ne exprimăm disponibilitatea de a participa la lucrările grupului de lucru respectiv pe subiectele enunțate de noi pentru înlăturarea deficiențelor care există în legislația electorală și conexă și în niciun caz modificarea sistemului electoral. În ceea ce privește modificarea sistemului electoral, semnătarii acestui apel public au menționat că putem discuta acest subiect doar după alegerile parlamentare din 2018 pentru alegerile parlamentare din 2022, ordinare. Și doar în baza unor analize temenice, bazate pe fapte, bazate pe studii, pe cercetări, care sunt opțiunile pro și contra a anumitor sisteme electorale. Pentru că sisteme electorale sunt multiple și noi trebuie să analizăm foarte clar care sistem electoral este cel mai bun pentru Republica Moldova, în cazul în care se ajunge la un consens că, într-adevăr, sistemul electoral trebuie modificat. Pornind de la aceasta, organizațiile semnătare, aceste 18 organizații, au semnat acest apel public prin care îl adresăm președintelui Parlamentului și menționăm că sunt delegați în grupul de lucru de modificare a legislației electorale și nu discutarea subiectelor de modificare a sistemului electoral, următoarele persoane, de la următoarele organizații, Asociația Promolex, Fundația Est Europeană, Institutul pentru Politici și Reforme Europene, Centrul de Investigații Jurnalistice, Centrul pentru Jurnalism Independent, Centrul de Resurse Juridice din Moldova, Asociația pentru Democrație Participativă ADEP, Asociația IDIS Viitorul și Centrul pentru Parteneriat pentru Dezvoltare. Restul colegilor semnătari ai apelului sunt deschiși să participe la lucrările grupului de lucru cu statut de observatori, adică de a monitoriza procesul de activitate grupului de lucru. Cam astea sunt informațiile. Eu o să vă rog și pe colegul meu, Ion Guzun, să vină cu anumite argumente suplimentare menționate expres în apelul nostru, care sunt limitele participării noastre în acest grup de lucru și de ce. Ne-am exprimat îngrijorare față de mesajul sau accentele puse în ultimul timp în discursul politic referitor la schimbarea sistemului electoral și nu înțelegem de ce acest lucru se întâmplă pe fundalul crizei social-politice din țară. Nu vreau să menționez care ar fi alte priorități pentru Republica Moldova, dar cert este faptul că Comisia de la Veneția, atunci când a examinat proiectul de lege privind la schimbarea sistemului electoral,
a menționat trei precondiții pentru cumulativii prin care ar putea fi acceptată schimbarea sistemului electoral de Republica Moldova. Ca această modificare a legislației să fie efectuată cu cel puțin un an înainte de alegerile parlamentare, să fie un proces vast de discuție cu implicarea autorităților partidelor politice și a reprezentanților societății civile, și reforma electorală trebuie să fie adoptată în cadrul unui cerc larg de consens politic. Ok, astea sunt anunțurile noastre. Dacă sunt întrebări, sau colegii, dacă vor să completeze, să puncteze ceva suplimentar? Eu pot să completez puțin. Centrul pentru Jurnalism Independent, care este o organizație neguvernamentală de media, este interesat în special de modificarea codului electoral pe segmentul ce ține de reflectarea alegerilor de către mass media. Și vreau să reamintesc că în anii 2012-2013, Centrul pentru Jurnalism Independent a elaborat amendamente la codul electoral, pe care le-a expediat în Parlament, au fost dezbatere, au fost discuții. Din păcate, aceste amendamente nu au fost înregistrate ca inițiativă legislativă. Respectiv, sperăm foarte mult că acest grup de lucru despre care a vorbit colegul Pavel Postică, dacă va lucra, va fi funcțional, să se axeze și pe segmentul ăsta, pentru că este unul foarte important, considerăm noi, și ceea ce ține de comportamentul mass media în alegeri, vorbim nu de un an, doi, vorbim de ani de zile, lucrurile nu se schimbă. Sperăm că prin modificarea pe segmentul dat al codului electoral, lucrurile se vor schimba puțin. Vreau să vă întreb, doar este posibil tehnic ca să fie un proiect de modificare a codului electoral cu solicitările dumneavoastră și alt proiect ca să schimbe sistemul electoral? Să fie trecut, ce părere aveți de acest lucru, dacă va merge guvernarea la așa o inițiativă? Scopul nostru este să înlăturăm deficiențele care există la momentul de față în legislația electorală. Doar după ce înlăturăm aceste deficiențe, noi putem să vorbim despre modificarea sistemului electoral. Altfel, noi generăm o problemă mult mai mare care ar putea să fie. Pentru că orice modificare de sistem electoral presupune schimbarea anumitor reguli de joc, care trebuie să fie înțelese atât de cetățeni, în special, cât și de politicieni. Eu vreau să atrag atenția că, practic, pe parcursul a 28 de ani de independență, Republica Moldova, efectiv și de facto, de 4 ori a schimbat sistemul electoral. Despre ce fel de stabilitate a dreptului putem să vorbim noi atunci când, pe parcursul unui așa termen destul de lung, de scurt, sunt operate atât de des modificări a sistemului electoral. Deci regulile de joc trebuie să fie foarte clare, trebuie să fie înțelese de către cetățenii Republicii Moldova și doar după anumite studii și analize foarte clare, care sunt argumentele pro și contra, noi putem să venim cu propuneri despre modificarea sistemului electoral și în niciun caz înainte de sau în paralel. Я могу уточнить. Вы, получается, работали над улучшением действующего законодательства на основании мониторинга, исследований по предыдущим выборам. Сейчас власти, партия власти предлагает полностью изменить систему. Таким образом, ваши предложения им, получается, уже не нужны, они утратили силу. Ну, с этим для корпуса сейчас узнаю вас, коллегу Pavel Postică a menționat despre faptul că în urma ultimei hotărâri a Curții Constituționale referitor la validarea alegerilor, în adresa Parlamentului au fost expediate 6 adrese pe 6 chestiuni importante pe care au fost menționate. Deci, indiferent ce dorește politicul, hotărârile Curții Constituționale sunt obligatorii, ele trebuie să fie executate, măsura în care să fie înlăturate toate carențele care au fost menționate.
Și în completare aș vrea să atrag atenția la faptul că carențele despre care vorbim noi sunt valabile pentru toate tipurile de scrutin. Atât alegerile parlamentare, alegerile locale, alegerile prezidențiale. Ceea ce se încearcă acum, modificarea sistemului electoral, vizează exclusiv alegerile parlamentare. Noi ceea ce încercăm să spunem, haideți să înlăturăm neajunsurile și deficiențele care sunt și care sunt aplicabile sau pot fi aplicabile pentru toate scrutinile. Pentru că coruperea alegătorilor poate fi sau poate avea loc în scrutinile. Manipularea prin intermediul mass media poate fi și poate avea loc în toate tipurile de scrutin. Discursul instigator la ură poate fi aplicat în toate tipurile de scrutin. Acestea sunt deficiențe fundamentale din punctul nostru de vedere a procesului electoral la general, indiferent de tipul de scrutin. Și asta vrem noi, ca organizație semnătare, să înlăturăm deficiențele și după aia să discutăm eventual oportunitatea, modalitatea și posibilitatea schimbării sau modificării sistemului electoral pentru alegerile parlamentare. Eu doar vreau să punctez câteva elemente importante în abordarea pe care o construim noi aici. Deci, obiectivul nostru este să înlăturăm, să contribuim la un proces de modificare a codului electoral care ar înlătura acele deficiențe care au fost constatate de către Comisia de la Veneția, OSCE, și Consiliul Europei în general, în urma scrutinilor electorale precedente. Mai mult ca atât, Curtea Constituțională s-a expus pe mai multe poziții și în acele adrese către Parlament, într-un fel, Parlamentul este obligat, în termeni proximi, să inițieze proceduri de modificare a codului electoral pentru a înlătura aceste deficiențe în contextul următorului scrutin electoral. Cu privire la modificarea sistemului electoral în general, evident că orice partid politic sau orice actor care are dreptul la inițiativă legislativă poate să lanseze astfel de procese în spațiu public, doar că există anumite reguli, anumite rigori de care trebuie să țină cont. În primul rând, schimbarea regulilor de joc în procesul jocului, în ajunul alegerilor parlamentare care vor avea loc în anul 2018, va crea și mai mari probleme la nivel de proces electoral în contextul următorului scrutin electoral. O modificare a sistemului electoral, în practic, ar presupune practic modificarea sau, de fapt, adoptarea unui nou cod electoral. Este un proces mult mai complex. Comisia de la Veneția deja s-a expus la condițiile cumulative care ar putea fi întrunite în eventual reforma electorală. Lucru care, după noi, nu este posibil și nu este fezabil și nu este corect să se întâmple în ajunul scrutinului parlamentar care urmează să aibă loc în anul 2018. Altfel, partidele care se află la guvernare, partidele care controlează instituții publice, partidele care beneficiază de structuri locale puternice, care controlează mass media, partide care au astfel de elemente de influență, cu siguranță vor fi în avantaj și nu vor crea condiții competitive pentru toți concurenții electorali, ceea ce ar putea să pună în pericol, în general, rezultatele alegerilor parlamentare din punct de vedere al respectării principiilor constituționale și, în general, al angajamentelor pe care Republica Moldova și le-a asumat în cadrul Consiliului Europei. Și tocmai de acest punct de vedere, încă o dată vreau să punctez că noi, în calitate de subsemnatari la această inițiativă, suntem dispuși să contribuim cu expertiză pentru elaborarea propunerilor de modificare a codului electoral, care să înlăture acele deficiențe pentru ca următorul scrutin electoral să se organizeze conform acelor recomandări care au fost menționate de către Comisia de la Veneți, de către OSCE, ODIR, Consiliul Europei și Curtea Constituțională. În rest, alte inițiative politice care au fost înaintate de recent
nu fac parte din agenda noastră și respectiv noi nu vom putea să contribuim la acest proces, fiindcă, din punctul nostru de vedere, este o pistă greșită și vine, de fapt, să creeze un pericol la nivel de participare și la nivel de respectarea tuturor drepturilor și obligațiilor tuturor celor care participă în campanii electorale. Și dacă acum veți primi, o nouă solicitare sau din partea domnului Candu, da, sau un răspuns la această solicitare, ce veți face? Veți merge? Veți discuta? În apelul public pe care l-am subsemnat toți, am indicat foarte clar cadrul de contribuții pe care suntem gata să-l facem și el se referă exact la agenda pe care am propus-o noi în apelul din februarie, din 2 februarie, și el în mare parte de fapt se referă la acele adrese ale Curții Constituționale care au fost transmise Parlamentului după cel mai recent scrutin electoral de anul trecut. În rest, noi ne-am expus foarte clar poziția că noi nu vom participa la discuții cu privire la un nou sistem electoral, exact deoarece nu credem că este corect ca acest lucru să se întâmple. De cât după măturarea deficiențelor care există în momentul de față? Deci un... Totuși, se va merge înainte cu această propunere recentă, deci un astfel... Deci, va ajunge totuși un asemenea proiect în Parlament, se va aprova. Ce se întâmplă atunci? Care va fi reacția? Noi vom reitera poziția pe care am expus-o acum. Încă o dată, orice modificare a sistemului electoral presupune o analiză sistemică a sistemului existent, a noilor sisteme electorale, că și Pavel a menționat că sunt multiple opțiuni de ajustare a sistemului electorale, și lucrul ăsta poate avea loc doar după ce există o analiză pertinentă, după ce există o discuție inclusivă cu participarea tuturor actorilor vizați și după ce există un consens la nivel național privind necesitatea reformării sistemului actual. Ulterior, după ce există această constatare, trebuie să vedem care ar fi acest sistem care ar trebui să fie promovat. Deci, din cele ce v-am menționat eu, lucrul ăsta practic și corect și legal sau legitim poate fi realizat doar în contextul scrutinului electoral următor, adică ar putea avea loc o astfel de discuție pe agenda Parlamentului care ar putea să fie ales după scrutinul din 2018, în perspectiva alegerilor următoare din 2022 ordinare. Criticii inițiative de ieri au declarat că schimbarea sistemului electoral nu ar fi potrivită pentru Republica Moldova, mai ales în condițiile în care avem regiune separatistă transnistrică. Care este poziția societății civile în acest sens și dacă este viabilă o astfel de inițiativă în sistemul actual al Republicii Moldova, situația politică actuală? Aș vrea să reiterez un lucru foarte important. În Republica Moldova a fost aplicat sistemul uninominal curat, dar de la el s-a renunțat la acest sistem anume din cauza existenței acestui conflict, sau în mare parte datorită existenței acestui conflict și lipsei de control efectiv asupra teritoriului regiunii transnistrene și excluderea unui număr destul de mare de populație din procesul electoral. Problema principală care există în momentul de față ar fi reprezentativitatea Parlamentului, dar ea poate fi soluționată prin alte metode în limita sistemului actual existent. Noi putem să micșorăm pragul electoral pentru partidele politice pentru a permite și altor partide mai mici sau noi create să participe la agenda publică, la lucrările Parlamentului. Noi avem posibilitatea să reducem pragul pentru candidații independenți pentru a permite persoanelor notori sau candidaților independenți să treacă de acel prag, practic imposibil, de 2% pentru un candidat independent și astfel să mărim reprezentativitatea Parlamentului. Deci soluții sunt foarte multe, chiar și în limitele sistemului actual.
aceleași partide politice pot include în locurile de frunte reprezentanți din regiunea transnistreană, din autonomie găgăuză, cum sunt cazuri, și noi avem în Parlament reprezentanți din autonomie găgăuză care au acces în Parlament pe liste de partid. Deci nu există anumite deficiențe majore pentru a fi reprezentanți din regiunea transnistreană în Parlament. Dorim să fie din partea actorilor politice. Я все-таки хочу уточнить. Если, допустим, парламент, руководство парламента вам предлагает, говорит, мы очень хотим учесть все ваши рекомендации, они очень важны. Но мы в то же время меняем систему. Вам предлагают войти в группу, которая занимается проектом по изменению системы, и при этом включить все ваши рекомендации, которые, как вы сами сказали, актуальны для всех видов выборов. Что вы делаете? Вы соглашаетесь или нет? Мы, в принципе, ответили на этот вопрос. Мы так и сказали в нашем публичном заявлении о том, что мы не можем обсуждать вопросы, связанные с изменением избирательной системы Республики Молдова. Мы будем включаться и будем в настоящее время работать только над теми проблемными аспектами, которые существуют в избирательном законодательстве. Изменение избирательной системы до того, как будут удалены вот все эти проблемные аспекты, практически неэффективно, и в ней нет необходимости, поэтому мы не можем в ней участвовать до тех пор, пока не будут решены все эти проблемы, о которых мы говорили, о которых говорили наблюдательные миссии международные и национальные, и о тех проблемах, которые были уточнены в Конституционном суде. Мы можем сказать, что в паре очень интересно.